Bun găsit, doamnelor și domnilor, la emisiunea Cultură și Istorie la Servus Hunedoara TV. Și vin în fața domniilor voastre cu o temă de actualitate care însă are conotații istorice deosebite. Iată conflictul, războiul din Ucraina și conflictul din Europa Central-Răsăriteană aduce în prim plan o serie de elemente ale trecutului și, fără a discuta despre acestea, cred că este puțin mai greu să înțelegem prezentul. Pe toate fluxurile de știri, televiziuni, radio, presă în general, se discută despre o nouă contradicție ivită între Lituania și Rusia. Despre ce este vorba? Rusia are o exclavă teritorială undeva între Polonia, Marea Baltică și Lituania, numită astăzi Oblast Kaliningrad, adică regiunea Kaliningrad, și din punct de vedere terestru nu există posibilitatea contactului între Rusia Mare și teritoriul pe care îl deține în exclava respectivă, decât trecând prin Belarus și Lituania. Dar Lituania, fiind o țară membră a Uniunii Europene și a NATO, a pus în aplicare sancțiunile europene împotriva Rusiei și astfel că interzice tranzitul trenurilor de marfă rusești prin Lituania spre regiunea Kaliningrad, evident, cu mărfuri care sunt trecute pe lista Uniunii Europene. Această decizie a Lituaniei a determinat o reacție acidă din partea Rusiei, care se consideră totalmente nedreptățită de această atitudine a lituanienilor. Dar pentru a putea înțelege sensurile reale ale situației de astăzi, trebuie să privim problema și din perspectivă istorică. Regiunea Kaliningrad este teritoriul care, timp de un mileniu, a purtat denumirea de Prusia Orientală și a fost în toată această perioadă un teritoriu german prin excelență. Nu vom intra într-o dezbatere exhaustivă privind istoria Prusiei Orientale, pentru că ne-ar lua prea mult timp și, în mod evident, că emisiunea, din această perspectivă, nu permite o prezentare foarte amplă. Prusia Orientală a fost un teritoriu care, în Evul Mediu, a aparținut ordinului cavalerilor teutoni, un ordin catolic călugăresc militar, care
a fost implicat în viața Europei central-răsăritene destul de mult. Îi întâlnim pe Teuton și în voievodatele românești, mai exact în voievodatul Transilvaniei, participă la tot felul de conflicte, încercând să își impună autoritatea, să submineze autoritățile diverselor regate feudale cu care veneau în contact. Au fost în conflict și cu Rusia, cu cnezatul Moscovei, un erou național al rușilor, Alexander Nevski, înfrânge cu trupele rusești armata teutonilor la Poltava și le limitează dominația în Europa central-răsăriteană. Cert este că după această înfrângere a teutonilor, Prusia orientală, în mod paradoxal, începe să se dezvolte mai mult din punct de vedere economic. Electorii de Brandenburg devin suveranii și acestui teritoriu și Prusia Orientală este, de fapt, leagănul de unde pornește statul prusac, componentă a lumii germane. În anul 1701, Frederic al III-lea, elector de Brandenburg și principe al Prusiei, se încoronează ca rege sub denumirea de Frederic I și inaugurează pentru Prusia și apoi pentru Germania dinastia de Hohenzollern, Sigmaringen, binecunoscută pentru o bună perioadă din istoria Europei central-răsăritene și, evident, și pentru istoria României. În 1866, domnitorul Carol, devenit apoi rege al României sub numele de Carol I, era unul dintre membrii acestei dinastii de Hohenzollern-Sigmaringen. Iată că Prusia Orientală este un teritoriu, o repet încă o dată, prin excelență german. Are o serie de reverberații nu doar din punct de vedere economic și social, ci și din punct de vedere spiritual pentru lumea germană. Reședința sau capitala regiunii, Kaliningrad, a purtat pentru o lungă perioadă de aproape 1000 de ani denumirea de Königsberg. Este o denumire care înseamnă dealul regelui, înălțimea regelui. Acum se știe că traducerile nu pot fi exacte sau, cum spun italienii,
traduttore treditori, adică traducătorul este un trădător. Sigur, da, modul figurat făcută această afirmație. Königsberg are o importanță deosebită în istoria Europei central-răsăritene, în istoria germanilor, în primul rând, în istoria Europei central-răsăritene, să zicem și din punct de vedere politic, deși Berlin era atât capitala Prusiei ca principat, cât și capitala regatului Prusiei, Königsberg a avut o semnificație deosebită în istoria germană, pentru că regii Prusiei se încoronau la Königsberg. Dar are o reverberație și în spiritualitate. Königsberg este orașul unui mare filozof, om de cultură, iluminist, Immanuel Kant. Acesta a trăit în perioada 1724-1804, deci iată, prin excelență, este un reprezentant al iluminismului secolului al XVIII-lea și este cel care pune bazele filozofiei moderne. Făcea parte dintr-o familie relativ săracă, tatăl său și bunicul său patern au fost șelari și au muncit din greu pentru a-și crește copiii. Tânărul Kant, la naștere botezat Emanuel, își schimbă prenumele în Immanuel după ce studiază ebraica și ia contact cu civilizația și cultura iudaică. El este în mare măsură un enciclopedist, studiază la Universitatea Albertina din Königsberg, dar este nevoit destul de repede să-și întrerupă studiile pentru că tatăl său trece la cele veșnice și atunci el se angajează la diverse familii înstărite ca preceptor al copiilor acestora, ca educator al lor, pentru a putea să-și întrețină familia, să o ajute pe mama sa și pe frații săi mai mici. La un moment dat își reia studiile și sigur că filozofia reprezintă în preocupările sale punctul central, este firul roșu al dimensiunii intelectuale pe care o regăsim în opera lui Immanuel Kant. Filozof fiind, Immanuel Kant este cel care în gnoseologie realizează o adevărată revoluție, am putea spune, până la apariția lucrării sale, Critica rațiunii pure, în
în rândul filozofilor se derula o dispută, am spune, semnificativă, legat de cunoaștere. Unii susțineau, raționaliștii, dintre care cel mai important este René Descartes, dar și germanul Leibniz, că rațiunea este izvorul cunoașterii și omul doar pe această cale poate să își îndeplinească setea de a ști mai multe. În schimb, filozoful englez David Hume pune accentul pe empirism, pe cunoașterea empirică, directă, rezultat al folosirii senzațiilor și percepțiilor umane și consideră că în afara acestora, practic omul nu poate să cunoască nimic. Cel care vine și realizează o simbioză între cunoașterea rațională și cunoașterea empirică este Immanuel Kant, care elaborează filozofia transcendentală, în care el practic explică că există o lume și în afara cunoașterii umane, deci dincolo de cunoașterea umană. Iar realitatea este un dat obiectiv. Este deosebit de importantă această afirmație a sa, această teorie a filozofiei pe care o elaborează Immanuel Kant. De altfel, filozofia germană reprezintă practic sâmburele filozofiei universale. Ca să fac o paranteză, acest lucru l-au subliniat și Karl Marx și Friedrich Engels, care, elaborând teoria marxistă, considerau că ea se bazează pe filozofia clasică germană, pe economia politică engleză, Adam Smith, David Ricardo, și pe socialismul utopic francez, Charles Fourier și Saint-Simon. Aceste trei dimensiuni, dezvoltându-le, considerau ei și creind acea teorie revoluționară care spunea că lumea trebuie schimbată din punct de vedere social și comunismul va fi groparul capitalismului. Revenind însă la filozofia clasică germană, evident că Immanuel Kant a influențat în totalitate dezvoltarea ulterioară a filozofiei. Poate cel mai important continuator al său, pe un alt plan evident de afirmare filozofică, a fost Hegel, care abordează filozofia kantiană, o dezvoltă, vorbind despre lupta contrariilor,
arătând că acumulările cantitative duc la saltul calitativ. Și marele merit al lui Hegel a fost că el a observat că această perspectivă se regăsește și în viața societăților și că în plan social-politic, deci în plan general al evoluției societății, schimbările au loc în momentul în care se produc acumulările cantitative care determină un salt calitativ. Revenind la Immanuel Kant, să menționăm că el a cunoscut foarte bine fizica din vremea respectivă, pornind de la opera lui Galileo Galilei și ajungând la Isaac Newton, și pe baza acesteia el a elaborat teoria cosmogoniei, teoria existenței Universului ca un spațiu infinit, fără început și fără sfârșit. Să menționăm că Immanuel Kant a influențat o întreagă pleiadă intelectuală în secolul care i-a urmat, în secolul al XIX-lea, și filozofia sa se regăsește și în spiritualitatea românească. Este bine cunoscut faptul că Mihai Eminescu, în poeziile sale, pe latură filozofică, a fost foarte mult influențat de Kant, mai ales în poezia Luceafărul, și în porni Luceafărul și căi de mii de ani treceau în tot atâtea clipe, sau în poezia La steaua care a răsărit e o cale atât de lungă, astfel că putem sublinia în foarte mare măsură ideea că filozofia kantiană influențează practic întreaga spiritualitate europeană ulterioară. Cătălin îmi face semn din regie că timpul zboară, fugit ireparabile tempus, că a venit momentul să îi dăm cezarului ce e al cezarului și lui Dumnezeu ce e al lui Dumnezeu. Cezarul nostru în acest cadru este publicitatea, și evident că după acest moment voi reveni cu prezentarea mea. Navighează pe Dunăre spre inima celor mai emblematice atracții ale Europei de Est. Trezește-te în fiecare dimineață într-o lume nouă și admiră nenumăratele priveliști de poveste. Vei fi uimit de ceea ce-ți dezvăluie Dunărea pe traseul spre Serbia și Croația. Cazanele Dunării, Velikogrădiște, cetatea Golubac, Belgrad, Novi Sad, Vukovar. Experimentează Europa pe Dunăre cu o navă intimă în croaziere de 5, 7 sau 8 zile, începând de la 590 de euro. O vacanță care îți satisface mintea, trupul și sufletul. Află mai multe pe croazieredunare.ro.
Vrei o destinație sigură? Hai în Malta cu Malta.ro. Începând de la 299 de euro, ai cazare, transport cu avionul și mic dejun, ghizi în limba română care îți vor dezvălui frumoasele insule malteze. Intră pe www.malta.ro pentru mai multe oferte și ia-ți o vacanță în siguranță cu Malta Travel. Pentru că resursele planetei sunt limitate, reciclarea rămâne singura cale prin care le putem face inepuizabile pentru trecerea la economie circulară. Dar reciclarea eficientă este posibilă doar printr-o colectare separată, susținută și inteligentă a deșeurilor. Din grijă pentru mediu și respect pentru generațiile viitoare, implică-te alături de noi, pentru un prezent curat și un viitor sănătos. Braicata. Din respect pentru resurse. Cotidianul județean independent Servus Hunedoara împlinește 18 ani de activitate. Mulțumim din suflet tuturor colaboratorilor, tuturor partenerilor noștri care în acești 18 ani au fost alături. Vreau să mulțumesc tuturor angajaților și colaboratorilor care de-a lungul celor 18 ani au fost lângă noi. Consider că entuziasmul, munca în echipă, impactul proiectelor publicației, expertiza și profesionalismul colaboratorilor noștri, implicarea și conectarea la comunitate sunt componentele esențiale ale unui produs jurnalistic de calitate. Servus Hunedoara, de 18 ani, zilnic lângă tine. Supercom SA oferă multiple sisteme de colectare în județul Hunedoara, în zona 4 Petroșani, Valea Jiului. Operatorul asigură servicii de management al deșeurilor prin colectare și transport, sortare și reciclarea deșeurilor, asigură controlul calității și soluții de durabilitate. Diversitatea categoriilor de deșeuri face colectarea lor o provocare logistică. Deșeurile de aceeași natură sunt adunate în centre de colectare, unde sunt comprimate înainte de a fi trimise la un loc de sortare sau tratare corespunzător. Lider în domeniul serviciilor de salubrizare din România, Supercom SA, nihil sine deo. Am spus înainte de publicitate că Immanuel Kant este poate cea mai reprezentativă personalitate a Prusiei orientale, a lumii germane care s-a dezvoltat în această parte a Europei și sigur că el nu este singurul singura personalitate din zona respectivă. Așa ca o pată de culoare, să amintesc că soția lui Vladimir Putin, Lyudmila Putina, s-a născut tot la Königsberg, evident când orașul deja purta numele de Kaliningrad. Deci să observăm că Prusia orientală are o semnificație deosebită pentru lumea germană, pentru Europa central răsăriteană, că Prusia va deveni focarul realizării unității germane sub sceptrul dinastiei de Hohenzollern și în mod evident că are o semnificație deosebită pentru istoria germanilor. Dar în Europa centrală răsăriteană s-au derulat o serie de evenimente care au bulversat relațiile între popoarele care trăiau în această parte a bătrânului continent. Să reamintim de cele trei împărțiri ale regatului Poloniei de la sfârșitul secolului al
18-lea. Prima are o importanță mai mare pentru Prusia Orientală, Frederic al II-lea cel Mare, care este nepotul primului rege Frederic I, primului rege prusac Frederic I, participă în 1772 la această primă împărțire a Poloniei și Prusia Orientală își mărește cu această ocazie teritoriul, pentru ca în 1795, la cea de-a treia împărțire, Prusia, Austria și Rusia să dea o lovitură mortală Poloniei și aceasta practic să dispară de pe castat, de pe harta Europei. Din fericire, poporul polonez nu a putut fi înfrânt și această dispariție statală a fost, în mod evident, vremelnică. Focarul primului război mondial se știe că a fost determinat de războiul franco-prusac din anii 1870-1871, care a desăvârșit practic unificarea Germaniei, când Wilhelm I în ianuarie 1871, în sala oglinzilor de la Versailles, se încoronează ca împărat al Germaniei. La finele primului război mondial, prin pacea de la Versailles, teritorial, Prusia Orientală este despărțită de Germania și se creează un coridor al orașului liber Gdansk sau Danzig, care practic desparte Prusia Orientală de Germania. Toate acestea au determinat după aceea, în deceniul 4 al secolului al XX-lea, când naziștii și în frunte cu Adolf Hitler ajung la conducerea Germaniei și una dintre revendicările cele mai semnificative din perspectivă germană a lui Hitler era necesitatea creării unui coridor terestru astfel încât germanii să poată comunica la modul direct cu Prusia Orientală, să îi ajute în administrarea acestei provincii și să se mențină unitatea, să se mențină unitatea germană. A venit cel de-al doilea război mondial și fatidicul an 1945, când Armata Roșie înaintează spre răsăritul Europei, ținta lor fiind în mod evident Berlinul. Și se întâmplă ceea ce n-ar fi trebuit să se întâmple. Uniunea Sovietică anexează Prusia Orientală, orașul Kaliningrad, și îl transformă în teritoriu rusesc. Inițial, administrația sovietică, pentru că anexase și statele baltice, Lituania, Letonia și Estonia, ar fi dorit să încadreze Prusia Orientală în Republica Sovietică Socialistă Lituania.
dar așa cum subliniază unele surse istorice, Stalin personal s-a opus acestei idei și chiar în cadrul Uniunii Sovietice, regiunea Kaliningrad rămâne o exclavă aparținând Republicii Socialiste Federative Sovietice Ruse și nu Lituaniei. Dar sigur că în perioada 1945-1992 nu existau probleme legate de posibilitatea comunicării cu acest teritoriu. Ceea ce a urmat a fost groaznic. Așa cum au ocupat Podcarpatska Rus și i-au schimbat denumirea în Zakarpatia, așa cum cu mult timp înainte ocupaseră teritoriul dintre Prut și Nistru și l-au redenumit Basarabia pentru a-l despărți de spațiul românesc, și cu Prusia Orientală procedează la fel. Orașul Königsberg este rebotezat în Kaliningrad după numele unui nomenclaturist sovietic, Mihail Kalinin, o figură oarecum importantă în nomenclatura sovietică și totuși o figură ștearsă. Acesta a fost în 1919 primul conducător sau primul președinte al președinției colective a Rusiei sovietice, îmi cer scuze, al doilea președinte după Sverdlov, care în anul 1919 a trecut la cele veșnice. Nu este foarte clar contextul în care acesta a decedat. Unele surse spun că a fost otrăvit, în alte surse se spune că s-a îmbolnăvit și moartea lui a fost una naturală. Cert este că după Sverdlov, președinte a devenit Mihail Kalinin. Iar în anul 1922, la constituirea Uniunii Sovietice, Mihail Kalinin este președintele președinției colective a Uniunii Sovietice, care la un moment dat a fost denumită Prezidiul Sovietului Suprem al URSS. Pe tot timpul vieții, Mihail Kalinin până în 1900, din 1922 până în 1946, a fost de fapt conducătorul formal al Uniunii Sovietice, cel care în mod practic ar fi trebuit să fie cea mai importantă personalitate a acestui stat, și cu toate acestea el a fost o figură ștearsă, care inițial a trăit în umbra lui Lenin și după trecerea acestuia la cele veșnice a fost un colaborator care a fost copleșit de personalitatea lui Stalin și niciodată nu a îndrăznit să îl contrazică pe acesta. Chiar Stalin chiar avea nevoie de un om ca Mihail Kalinin. Să facem o asemănare mutatis mutandis cu monarhia constituțională, unde regele domnește dar nu guvernează, aproximativ
Cam acesta a fost și rolul lui Mihail Kalinin, era conducătorul administrativ politic al Uniunii Sovietice, dar el practic avea prea puține de spus în organizarea sovietică și în conducerea statului sovietic. De altfel, la Congresul al 20-lea al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, unde Nikita Sergeevici Hrușciov a citit celebrul raport în care condamna stalinismul ca doctrină și modalitatea în care Stalin a condus prin teroare Uniunea Sovietică, vorbește și despre Mihail Kalinin și subliniază rolul insignifiant al acestuia în viața politică sovietică, deși era, cum am menționat, președintele președinției colective a statului sovietic. Poate că schimbarea numelui orașului german al lui Immanuel Kant din Königsberg în Kaliningrad a fost, să zicem, într-o mai mică măsură nociv, dar celelalte măsuri pe care le-au luat sovieticii în perioada respectivă a fost de a considera germanii din Prusia Orientală drept fasciști, criminali de război în masă. I-au considerat astfel. Unii dintre germanii din Prusia Orientală au avut norocul, mai puțini ca număr, să poată emigra în Germania, să se stabilească acolo, dar cea mai mare parte a lor a fost deportată în Siberia, așa cum după cel de-al doilea război mondial Stalin a procedat, de exemplu, cu tătarii din Crimea, cu românii din Republica Socialistă Sovietică Moldova, astfel că pur și simplu a rusificat Prusia Orientală. Și iată că au trecut atâția ani, nedreptatea nu a fost reparată, Prusia Orientală sub denumirea de regiunea Kaliningrad face parte și acum din Rusia, deși el este un teritoriu german prin excelență. Așa cum comparând vom spune că Podcarpatska Rus a fost un teritoriu rutean prin excelență, Moldova dintre Prut și Nistru a fost un teritoriu românesc prin excelență, Crimea a fost un teritoriu și un stat al tătarilor prin excelență. Deci, iată, toate acestea demonstrează că acest conflict existent în momentul de față în Ucraina are niște rădăcini istorice. El nu este un conflict izbucnit, să zicem, ad hoc. Are niște rădăcini istorice. De altfel, în spațiul public am constatat că Vladimir Putin a afirmat că tot ceea ce a aparținut Uniunii Sovietice
este de fapt teritoriul rusesc și că Uniunea Sovietică nu a fost nimic altceva decât o Rusie. Și din punct de vedere formal, într-adevăr, are perfectă dreptate. Am spus-o și eu de mai multe ori că Uniunea Sovietică, începând cu Lenin și definitivând cu Stalin, nu a făcut nimic altceva decât să continue politica externă începută de Rusia în timpul lui Petru cel Mare, continuată de Ecaterina a II-a și de toți suveranii ruși care i-au urmat. Destrămarea țarismului și prăbușirea Rusiei țariste a schimbat doar dintr-o anumită perspectivă optica de politică externă a Rusiei. După ce Uniunea Sovietică s-a consolidat cât de cât și în anul 1933 chiar și Statele Unite, spre disperarea lui Sergei Rachmaninov, au recunoscut Uniunea Sovietică, s-a reluat acel fir roșu al politicii externe rusești, fir roșu pe care l-am subliniat și prin emisiunea de astăzi. Destinul Prusiei Orientale demonstrează cu prisosință acest lucru. Iată că am tot vorbit despre Podcarpatska Rus și situația acestui teritoriu al rutenilor nu este un caz singular în istoria Europei central-răsăritene. Destinul și evoluția postbelică a Prusiei Orientale demonstrează cu prisosință acest lucru. Sper că argumentele pe care le-am adus și prezentarea mea ca atare să vă convingă de faptul că între ceea ce se întâmplă astăzi în conflictul ruso-ucrainean, de fapt este un fel de a spune conflict ruso-ucrainean, pentru că în mod practic Rusia este în conflict cu quasi totalitatea lumii civilizate, are rădăcini istorice. Dar să sperăm că bunul Dumnezeu le va da diferiților conducători gândul cel bun, astfel încât Europa central răsăriteană să pășească din nou pe calea afirmării democrației, a libertății popoarelor, a posibilității autodeterminării naționale. Mă refer aici și, în primul rând, la ruteni, la etnia pe care o reprezint, dar este valabil pentru, practic, pentru toate popoarele. Niciodată un popor nu poate fi liber pe deplin dacă nu recunoaște și libertatea și dreptul la afirmarea identității naționale a celorlalți. Toate cele bune, stimați telespectatori!